Discutăm cu doamna doctor Adriana Radu, chirurg plastician. Doamna doctor, ce sunt de fapt alunițele? Alunițele sau nevii pigmentari, așa cum se numesc în literatura de specialitate, reprezintă proliferări, înmulțiri ale melanocitelor, care sunt celule din structura pielii responsabile de producerea pigmentului din piele. Deci, practic, sunt formațiuni tumorale formate dintr-o acumulare de celule pigmentare. De ce trebuie îndepărtate alunițele? Nu orice aluniță trebuie îndepărtată. Există anumite criterii care ne fac să recomandăm intervenția chirurgicală în scopul eliminării riscului de malignizare pe care anumite alunițe îl poartă. Și aceste criterii sunt legate de dimensiuni, de creșterea dimensiunii într-un timp relativ scurt a unei alunițe, de modificarea formei și structurii acesteia, de pigmentarea mai intensă, conturul neregulat, apariția sângerării, apariția iritațiilor. Sunt factori de alarmă care ne fac să recomandăm excizia alunițelor. Ce poate declanșa modificarea unei alunițe, modificarea formei? O aluniță pe care o avem de 10 ani și a fost tot timpul la fel, brusc, în câteva luni, începe să-și modifice, știu eu, forma, culoarea. Ce poate declanșa acest lucru? Uneori expunerea la soare. Soarele este un factor declanșator în înmulțirea acestui tip de celule. Alt factor ar putea să fie traumatizarea repetată, așa numitele microtraumatisme repetate pot să inducă înmulțirea excesivă a celulelor. Sigur că există și factori care nu pot să fie decelați, inclusiv factori genetici. Petele din naștere ridică același tip de probleme? Petele din naștere sunt alunițe, doar că este vorba de alunițe plane, adică la suprafața corpului, dar sunt acumulări de celule, de melanocite, sunt leziuni pigmentare care trebuie evaluate exact ca și celelalte alunițe de pe suprafața corpului. Ce metode există pentru îndepărtarea alunițelor? Există mai multe tehnici? Dacă este recomandată îndepărtarea, atunci există metodele chirurgicale clasice, excizia chirurgicală sau îndepărtarea prin laser, îndepărtarea prin dermabraziune, prin shaving, adică raclarea celulelor de pe suprafața corpului. Există și modalități de îndepărtare cu creme, care realizează un soi de peeling, de îndepărtare superficială a unui strat de celule. Sunt eficiente aceste creme în îndepărtarea alunițelor sau trebuie neapărat să recurgem la metodele invazive? Sunt, eficiența lor este în general scăzută și au indicații extrem de restrânse în cazul anumitor leziuni foarte superficiale. Cum decurge intervenția chirurgicală? Are complicații specifice? Intervenția chirurgicală înseamnă îndepărtarea alunitei și acoperirea defectului restant. Dacă alunița este de mici dimensiuni, atunci simpla sutura pielii este suficientă. Dacă însă defectul restant după îndepărtare este de mari dimensiuni, atunci reconstrucția defectului implică mijloace specifice chirurgiei plastice, adică împrumutarea de țesuturi vecine, lambouri, grefe de piele sau inserarea de expandere tisulare în regiunile vecine pentru a obține exces de țesut care apoi va fi utilizat pentru acoperirea defectului. Ca atare, în cazul excizilor simple, urmate de sutură, riscurile sunt evident mici. Dacă se pune problema unor excizii de mari dimensiuni și care implică și mijloace de reconstrucție mai laborioase, atunci și riscurile asociate sunt mai mari. Este nevoie de internare postoperatoriu? În funcție de tipul intervenției, da.
Dacă intervenția este o simplă excizie și sutură, atunci este intervenție în regim de spitalizare de zi. Adică spitalizarea durează câteva ore. Cât durează recuperarea când îți poți relua activitatea obișnuită? În funcție de tipul intervenției practicate, recuperarea poate să fie mai scurtă sau mai lungă. În general, durează 2-3 săptămâni până la cicatrizarea pielii și reintegrarea în activitățile zilnice, practic, se face după această perioadă. Rămân cicatrici? Dacă intervenția chirurgicală presupune o excizie și o sutură consecutivă, rămâne o cicatrice. Vă mulțumesc!